Glad, știm că în finalul acesta de an Asociația Educație o pregătește o grămadă de proiecte. Primul și cel mai important cu care aveți o vechime, să zicem, în județul nostru ar fi Teamfest-ul. Cu ce se va evidenția în anul acesta? Păi, din 26 noiembrie, Asociația Educație va începe implementarea Teamfest-ului Junior, Teamfest, o competiție, emisiune pentru școlile generale. Sunt implicate 8 școli generale în această competiție, iar până în luna februarie anului viitor, ele se vor duela, vor concura pe probele de cultură generală, majorete, fotbal, dans, canto, mascotă, surpriză și galerie, iar, bineînțeles, câștigătoarea va ieși, va lua titlul de școala generală a anului, de fapt, școlar 2010-2011. Dar cum de a venit ideea asta de a concura și cei mici din clasele generale? Pentru că acest concurs era consacrat celor de liceu. Da, da. Deci după 5 ani, competiția Teamfest Liceu Anului va ajunge la 5-a ediție anul acesta. După 5 ani ne-am dat seama, de fapt, că tinerii mai mici își doresc și ei să se implice într-o asemenea competiție de anvergura aceasta, își doresc să se implice mult mai mult decât își doresc cei de liceu, chiar de multe ori veneau la competiția pentru liceu. Cumpărau bilete și erau acolo în galerie. Sunt foarte multe școli care au și partea de gimnaziu, și atunci foarte mulți elevi de gimnaziu vineau la această competiție. Din discuțiile atât cu profesorii și cu elevii și din prezentările pe care le-am avut noi în școlile generale, înainte de a începe competiția putem spune că va avea un real succes, și asta datorită entuziasmului pe care elevii îl au. Care ar mai fi evenimentele importante pentru acest sfârșit de an? Noi am obișnuit publicul arădean și mai ales tinerii, am obișnuit cu evenimentul Balul Balurilor, anul acesta la a 5-a ediție. Este un eveniment concurs, spectacol. Anul acesta, în fiecare an am avut o temă selectată. Anul acesta avem ca și temă aleasă pentru cei tineri, pentru, și nu numai pentru cei tineri, basmul românesc. Am dorit să facem ceva tipic românesc și ceea ce nu s-a mai făcut până acum. Până în prezent noi am implementat alte teme, temă de Crăciun, pirații din Caraibe, poliția română sau Academia de Poliție, cowboy. Anul acesta dorim să implementăm o temă tipic românească, cu siguranță decor, muzică, coloană sonoră și tot va fi pe partea românească, deci melodii și mai departe. Să înțelegem că va fi mai mult ceva spre rustic, spre muzică populară, sau vor fi și muzică românească, dance sau disco sau... Deci nu va fi doar spre rusii, doar spre muzică populară, va fi un colaj din mai multe tipuri de melodii. Încă nu le-am selectat, dar ăsta este firul pe care noi vrem să-l pe acest fir vrem să ne integrăm și să implementăm proiectul. Se mai vorbește în cadrul balurilor bobocilor și despre o gală pe care asociația o va face în acest an. Da, într-adevăr, după cum am spus și cum asociația pe o anumită parte este implicată în activitățile acestea de tineret, de sprijinire a voluntariatului în cadrul liceelor și școlilor generale, noi, ca și asociație, ne-am gândit că ar fi important să organizăm o gală a balurilor, o gală a balurilor în ceea ce privește premierea a organizatorilor, profesorilor, școlilor pe mai multe secțiuni, în ceea ce privește organizarea balului lor.
De ce consider că este importantă această gală? Oricum, toate școlile care au intrat în competiție și au semnat un contract de parteneriat și sunt parteneri și vor fi premiați, atât cu premii simbolice, vom avea doar trofee și diplome, pentru că nu avem, să spunem, această gală un premiu consistent, ori în bani, ori ca și sau material, dar îi vom premia pentru că această muncă este importantă. Organizarea unui bal de boboci pentru un elev presupune în mare parte, să spun, trecerea lui de la în implicarea în viața socială. În organizarea unui bal te confrunți cu foarte multe lucruri. Trebuie să faci fundraising, să strângi sponsorizări, să te ocupi de strâns bani. Trebuie să pregătești, trebuie să fii îndrumătorul altor tineri. Trebuie să te organizezi, să-ți ajungă banii, să poți să plătești la tot ceea ce ți-ai ales și ai contractat. Trebuie să te organizezi bine atât pentru tine, pentru că e și numele școlii în joc. Oricum, e foarte important, zic eu, organizarea balurilor de către școli, de aceea am zis că este un moment oportun ca noi să organizăm și o gala balurilor. Am filmat toate balurile și vom pune secvențe la acest eveniment. Iar în urma fondurilor, pentru că va fi un mic bilet de intrare, iar în urma fondurilor strânse, vom alături de cei care, de parteneri de școlile implicate, vom avea o acțiune de Crăciun.